Băieți și fete, bine ați venit la Minecraft Pixel City! Prima zi aici în Pixel City a fost destul de ciudată, adică știți și voi, fraților, am ajuns aici în casă, v-am prezentat casa, am început să cunosc persoane noi și seara chiar am fost la o petrecere. Băi, să vă spun așa sincer, petrecerea chiar a fost ok, însă întâmplarea de după nu a mai fost chiar așa de ok, știți și voi că am fost urmărit de un clovn până la mine în fața casei, însă aseară poliția și-a făcut datoria și m-a scăpat de el. Iar acum, fraților, este ziua 2 în Pixel City și astăzi vom face ceva foarte, foarte mișto. Chiar dacă v-am spus că petrecerea a fost ok, eu pot spune că acolo s-a întâmplat ceva foarte, foarte mișto. Mai exact, mi-am făcut 2 prieteni noi și astăzi urmează să ies cu ei în oraș și să mergem la cinema. Mergem la ceva film horror, dacă nu mă înșel, și băi, eu zic că o să fie foarte mișto. Pe prietenii ăștia ai mei îi cheamă Andreas și Andrei, adică băi, sunt două nume așa într-un fel matchy, însă tocmai ce am realizat că este o mică problemă. Noi am zis, băi, mâine mergem la ceva film horror. Însă eu nu știu ora, nu știu unde este cinema-ul în orașul ăsta și totodată nici măcar nu mi-aduc aminte să fi schimbat numerele de telefon cu băieții ăștia. Așa că vă întreb pe voi, fraților, ce fac eu în momentul de față? Și pe lângă chestia asta mai mi-e și foarte, foarte foame. Adică nu am ce să fac, frate. Efectiv, vreau să văd dacă cumva am primit ceva mesaje noi. Hopa, am primit mesaje noi. Mă mai știi, de la numărul de telefon 7007-7553. Ok, fraților, deci m-am trezit cu mesajul ăsta, mă mai știi. Hai să vedem care-i treaba. Salut, Marius, eu sunt Andreas, bro, tocmai, tocmai ce-am vorbit de el, boys, vorbești de lup și lupul la ușă, ok? Practic, lupul la telefon. Deci tocmai ce v-am zis de la boys, ăsta era Andreas. Dacă ți-amintești, aseară la petrecere te-ai întâlnit cu doi tipi amuzanți, Andreas și Andrei. Da, boys, da, da, da. Ei bine, noi suntem. Mi s-a părut că ești foarte de treabă, așa că dacă îți mai aduci aminte, am programat să mergem la film astăzi, după cum v-am spus și vouă. Am ales să mergem la un film horror, la Scream Cheech. Holy shit, nou film horror. Astăzi la ora 16:00. Apropo, o să mai vină încă o fată, o prietenă de-a noastră. Sper că nu e nicio problemă, te așteptăm. Hopa, mai vine și o fată, boys. Ok, bun. Deci la ora 16:00 să fiu la cinema, să ne uităm la Scream 5. O să caut eu pe net, o să găsesc eu cinema ăsta 100%, adică nu o să rămân așa și o să văd care-i treaba. Însă acum, frate, orice aș vrea să fac 100% ar fi să mă duc în târgu de lângă mine, în piața aia, și să mă duc să-mi iau, nu știu, am poftă de niște mere, practic. Adică, băi, aș mânca niște mere, nu știu, așa m-am trezit și zici că am poftă de alea de gravidă, de vrea să mănânce neapărat ceva, însă eu am poftă de mere. Așa că o să mă duc aici jos, boi, să vedem în ce sus stăm. Mai am ceva bani. Ok, de stau destul de bine cu banii în perioada asta. Stați puțin să dau și camera așa. De stau destul de bine cu banii în perioada asta. Băi, o să iau, nu știu, hai să zicem că mi-au 20 de diamante cu mine, chiar dacă nu am ce să fac cu ele, eu mi le iau să fie acolo. Însă, hopa, că e cineva aici. Uitați-l pe Tudorica, bro. Ia să vedem. Hopa, băi, ce asta? Băi, Tudorica cu micuțul ăsta pe care îl cheamă Nicușor. Uitați-vă ce micuț e, băi, un copil mic, de tare. Să nu, băi, Tudorica, care-i treaba? Mamă, mașină, ți-ai luat mașină, băi. Parcă ziceai că nu merge treaba la tine, ți-ai luat mașină, felicitări. Hei, salut, Marius, cum te-ai simțit aseară la petrecere? Nu prea te-am văzut. Băi, eu m-am simțit super bine, m-am întâlnit cu niște băieți, am discutat nu știu ce. Însă să facem așa un rezumat, este totul ok. Dacă te întreb ce e cu mașina asta, stai liniștit, eu nu am bani să o cumpăr, e a Alinei. Hopa, deci Alina, asta e mașina ta, bro, ok, ok. A venit pe la mine cu fratele ei mai mic, îl cheamă Nicușor. Nicușor, frățiorul, uitați-vă ce micuție, bro. Cât de tare. Nicușor, frățărul, ce zici, băi? Wow, tu ești Marius. Acum mă și știe. Nu vine să cred. Mă uit la tine zilnic pe YouTube. Poți să apar într-un clip. Frățiorul, practic, tocmai ce a apărut într-un clip. Îți mulțumesc foarte mult că mă susții. Super, super mișto. Nice voice, nice voice. Îmi place de Nicușor micuțul ăsta. Are o energie foarte mișto. Te salut și pe tine, Alina. Acum a fost aseară la petrecere. Wow, Marius, ești YouTuber. Nu știam că ești popular. Mie întotdeauna mi-au plăcut băieții populari. Tu ești împreună cu Tudorica. Când noroc pe Tudorica să aibă un prieten ca tine, mai ales în orașul ăsta în care nu vă cunoaște, în care nu cunoașteți pe nimeni și vă simțiți singuri. Da, într-adevăr, tu nu te simți singur, nu? Nu mă simt singur. Hai că eu o să vă las că văd că aveți treabă, o să mă duc să-mi cumpăr niște chestii și da, vorbim mai încolo. Bun, boys. Deci Alina, dacă v-ați dat seama, filtrează cu mine destul de mult și nu știu, nu sunt interesat de ea, nici nu-mi place de ea sau ceva.
ceva de genul, plus că este prietena lui Tudorica. Bun, hai să mergem, boys, în piața asta, unde vedem acolo o doamnă vânzătoare, dar pui sper să aibă mere sau ceva de genul, pe bune. Adică ce avem aici? Mama, aici avem grâu, eu n-am nevoie de grâu. Hopa, aici este apă și mere. Boys, bă, și dacă stau să mă gândesc, bro, ia să vedem, aici avem stocurile de marfă. Băi, sir, câte mere să-mi iau? Ce ziceți voi? Bă, hai să-mi iau 10, că nu le mănânc pe toate acum, acum mănânc maxim 2, dar să mai am și pe zilele viitoare, că tot o să fiu pe plecate la zilele astea și dacă am mere acasă e tot ok, să-mi iau 10 mere, le iau pe astea 10. Uitați-vă ce a dat una văzătoare, 10 mere să ne repuneți acolo cât face. Bună ziua, pentru 10 mere trebuie să plătiți 10 diamante, vă rog, o zi frumoasă. Luați de aici, doamnă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, 10 diamante. O zi frumoasă vă doresc. Bun, frate, o să mă duc acum înapoi în casă. O să pun merele astea unde pot. Stai să-i mai salut o dată și pe ăștia. Vă salut, vă salut, vă salut. Ok, o să mă duc aici în casă. O să-mi las merele aici și o să mă pun să mănânc. O să-mi păstrez două. Și nu știu, frate, ori mai stau eu pe calculator, mai văd ce fac. În general o să încerc să treacă timpul până la ora 4 ca să mergem la cinema. Nu știu, și ce zic, chiar sunt curios cum o să fie filmul ăla horror. Fraților, eram la calculator și căutam ceva pe net, mai exact căutam locația cinemaului ca să știu și eu unde mă duc și am auzit că bate cineva la ușă, așa că hai să mergem să vedem cine până la urmă, cine poate să bată la ușă. A, opa, e Alina cu frate-sul mai mic, unicușor. Oare ce ori vrea? Hai să vedem. Salut, bine ați venit, vă pot ajuta cu ceva sau care-i treaba? Salut, Marius, îmi cer scuze dacă te deranjez, dacă aveți ceva de făcut, putem pleca. Nu, 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 puteți să stați, spuneți cu ce vă pot ajuta. Însă, Nicușor, de când a aflat că ești aici, mă tot bate la cap să vin la tine, pentru că Cic este un fan foarte mare și vrea să spună niște întrebări. Așa, bă, micuțule, putem intra, mi-ar place foarte mult să-ți văd casa. Da, desigur, Nicușor, așa e, frățiorul. Da, Marius, ne lasă intrăm, am o listă cu puține întrebări pentru tine, durează maxim 5 minute. Da, hai, intrați în casă să vă fac și turul casei și da, frățiorul, poți să-mi pui câte întrebări vrei tu. Hai, intrați înăuntru. Bun, fraților, le-am făcut Alinei și lui Nicușor tot turul casei, le-am arătat absolut tot. Micuțul chiar a fost foarte, foarte entuziasmat când mi-a văzut calculatorul. Și acum, băi, să-mi pună întrebările alea de care tu zici el. Nu știu, adică eu îi fac pe plac, până la urmă, dacă urmărește pe YouTube, de ce nu suntem ca frații până la urmă, nu? Ne pare rău dacă am făcut deranj, foarte frumoasă ca să ai tu, stăpâne sănătos. Îți mulțumesc. Eu zic să nu mai pierdem timpul, că poate totuși ai treabă și să spună întrebările micuțul ăsta și după să plecăm. Ia zi, Nicușor, frățul, ce întrebări ai? Let's go. Bun, Marius, am câteva întrebări pentru tine. Câți ani ai? Am 18, băi, Nicușor. Ce înălțime ai? Am 1,86 m. De când te-ai apucat să faci YouTube? M-am apucat să fac YouTube din 2015, de acum 7 ani. O să joci vreodată GTA 5? Știi cumva când se lasează GTA 6 ai acces la informații secrete? Bă, micuțule, cum să am acces la informații secrete despre GTA 6? Nu știu, frățior, dacă o să mă joc GTA 5, maxim cu moduri sau ceva de genul, dar GTA 6, nu știu, nu sunt, chiar dacă sunt YouTuber, asta nu înseamnă că am informații secrete de la nu știu ce firme de jocuri. E adevărat că YouTuberii câștigă milioane de euro din vizualizări? Da, este adevărat, într-adevăr, adică acum trebuie să plecați, că trebuie să-mi vină elicopterul, să plec și eu de aici. Poți face promovare în următorul clip la contul de Instagram? Colegii mei râd de mine că am puțin follower. Da, bă, Nicușor, ne mai vedem noi pe aici și rezolvăm, și ce zi, micuțule. Mersi, o să zic data viitoare cum vă cheamă. Bun, am înțeles. Păi, mi-a făcut plăcere să vă primesc, însă, da, într-adevăr, eu acum o să mă duc să-mi fac treaba. Și, boys, o să aștept să treacă timpul ca să mergem o dată la cinema. Fraților, chiar acum este ora 3 și asta înseamnă că în mai puțin de o oră trebuie să fiu la cinema. Și fiți atenți, fraților, ce face fiecare persoană înainte să plece în oraș? Ei bine, își alege hainele. Și fiți atenți la ce m-am gândit. M-am gândit că, băi, costumația asta pe care o am eu e așa cam normală și aș vrea să mă îmbrac puțin așa extravagant. Nu știu, poate mă vede cineva pe acolo, am auzit că vine și o fată, mă duc cu băieții, să fiu și eu îmbrăcat bine. Așa că, fraților, fiți atenți, am nevoie de părerea voastră, de părerea voastră. Mi-am ales aici în chestul ăsta 5 outfituri, gen 5 îmbrăcămiți de-astea și hai să vedem cu care îmi stă cel mai bine. Hai să vedem și o să alegem. Primul outfit e ăsta. Ideea e că, practic, să fiu sigur la cam că le-am cam copiat de pe net, că nu prea mă pricep eu la modă. Hai să vedem cum îmi stă cu ăsta. Let's go. Hai, 3, 2, 1 și... ok.
Băi, nu știu ce să zic, adică parcă nu mă prinde, nu știu, nu prea îmi place, nu prea îmi place. O să-l dau jos, vă spun, zice că nu prea îmi place, ok? Hai să vedem după avem outfit 2, ăsta e la costum, hai să vedem ce, vreau să văd cu ce mă îmbrac. Băi, fraților, ăsta parcă arată mișto, băi, dar parcă, nu știu, sunt ca un majordom, să vă spun sincer, adică... nu știu ce să zic, ok. Hai să vedem. Acum stai să dau pe ăsta jos, ok. Avem outfit-ul 3. Hop, ăsta îmi place așa cum arată. Bro, dar stai să le iau pe toate, gen, ca să le probezi după. Ce zic, le iau așa pe toate ca să fie totul bine. Hai să vedem outfit-ul ăsta, boys, let's go. Hopa, băi, ăsta chiar arată mișto, nu? Adică îmi vine bine, așa mi se pare, nu? Gen, uitați-vă la mine. Boys, mie mi se pare că ăsta îmi vine bine. Deci până acum ăsta e favoritul, însă hai să ne încerci și pe celelalte. Fiți atenți, gen, ăsta până acum este favoritul și probabil cu asta o să mă duc. Însă hai să ne încerci și pe celelalte. Asta e ceva bluză de la Gucci, hai să vedem. Bă, nici ăsta nu e rău, dar nu știu ce să zic. Adică, nu, ăsta pe bune chiar nu-mi place. Și nu mai avem doar pe ăsta, ăsta e așa, mai classy, mai de cowboy. Hai să punem așa. Bro, și ăsta e ok, dar pare că e nu pentru ziua de astăzi. Nu știu, îmi place și ăsta, dar foarte, foarte mult mă atrage această îmbrăcăminte. Adică blusa asta de la Gucci, pantaloni ăștia maro și papucii ăștia roșii. Eu zic că arăt super, super mișto. Bun, fraților, așa m-am îmbrăcat și urmează să mergem chiar acum la film. Am chemat de dinainte un taxi și știu unde să-i zic să mă ducă. Pentru că e ceva cinema super mare aici în oraș. Sunt chiar curios cum o să arate și cinemaul și totodată cine o să fie acolo. Hai că ne auzim când ajung. Fraților, tocmai am ajuns la cinema și uitați-vă cât de mare e. Se numește Cinemax HD. Deci e foarte, foarte mare cinemaul ăsta și arată super mișto. Și după cum puteți vedea, aici este Andreea și Andrei, clasicii băieți pe care i-am întâlnit și la petrecere. Și este și o fată foarte drăguță pe care o cheamă Andreuța. Ok, băi, destul de drăguță fata asta, nu știu, adică... Na, habar, hai să vedem, ce zici, bă, Andreas? Salut, Marius, era să întârzi, bine că ai ajuns. Noi am luat bilete și am avut mare noroc, mai erau doar 4 rânduri, mai erau doar 4 pe rânduri din spate. Wow, perfect, și ce zic? Cum crezi că o să fie filmul? Crezi că o să ne speriem? Băi, eu am auzit anumite recenzii despre Scream 5 și ce că e pe bune destul de horror, așa că probabil o să ne speriem. Tu, Andrei, frățelu, ce zici? Hai să mergem în sală, că imediat începe filmul. Apropo, Marius, ți-o prezint pe Andreuța. Este o colegă de-a noastră și nu prea are prieteni, așa că iese cu noi. Ok, Andreuța, sunt încântat de cunoștință, eu sunt Marius. Hei, bună, numele meu este Andreuța. Sper că nu vă deranjează că am venit cu voi la filmul ăsta, dar sunt super pasionată de filmele horror. Îmi plac foarte mult. Hopa, și mie să știi că îmi plac filmele horror, adică gen, e genul meu de filme preferat, efectiv. Apropo, Marius, ești foarte drăguț, hi-hi-hi. Și tu ești drăguță, Andreuța. Voi, zi, că îmi place de Andreuța dacă stau așa să, să mă gândesc. Ok, bun, hai să mergem în sala de cinema să nu pierdem filmul. Frea și surori, chiar acum ne aflăm în sala de cinema. O să încerc să vorbesc așa puțin mai încet, pentru că, na, până la urmă este o sală de cinema, știți voi că aici nu puteți chiar să țipați. Însă băieții s-au dus să cumpere popcorn, nacho, toate chestiile astea și eu am rămas singur cu Andreuța și vreau să vă spun că am vorbit vreo 5 minute cu ea. Băi, și simt așa o chimie între noi, parcă, știți ce zic, adică, bă, mie îmi place. Trebuie să spune Andreuța mai multe chestii despre tine, gen, cum ești tu așa ca persoană, hai să ne cunoaștem. Să știi că îmi pari foarte drăguț și parcă simt așa o chimie între noi. Hopa, boys, băi, poate și la Andreuța îi place de mine, man. Dacă e să mă deschid așa ca persoană, aș spune că îmi place foarte mult să mă uit la filme horror, mama, asta îmi place și mie. Să mă joc pe calculator, asta îmi place și mie, frate. Să ies prin oraș, asta îmi place și mie. Să mă plimb noaptea pe faleză și mie îmi place chestia asta, băi. Holy shit, man. Ok, wow, cât de tare. Ok. A, da, și mai place să mă uit și la seriale pe Netflix. Boi, și mie îmi plac chestiile astea. Băi, Andreuța, nu știu dacă îți vine să crezi, însă și mie îmi place tot, efectiv. Nu știu, parcă suntem așa făcuți unul pentru celălalt. Ție și mie la fel, știi ce zic? Adică și mie îmi plac toate chestiile astea. Îmi place să mă joc pe calculator, îmi place să mă prim noaptea pe faleză, mai exact noaptea pe o faleză, pe ceva mișto, nu știu, lângă un lac, râu, Dunăre sau ceva de genul foarte, foarte mișto. În fine, fraților, imediat o să înceapă filmul și ne auzim după film, boys. Acum, dacă stau așa să mă gândesc, boys, m-aș gândi să o invit pe Andreuța la mine după ce se termină filmul. Ce credeți, o să accepte? Nu știu, urmează să aflăm. Hai să ne uităm la film.
Fraților, s-a terminat filmul și vreau să vă spun că a fost super, super horror. În cazul în care o să vă duceți și voi la Scream 5, nu o să vă dau spoiler și nu o să vă zic cine sunt criminalii, însă vă spun doar atâta că nu vă așteptați. Efectiv, e un film horror plin de mistere. Băi, băieți, ia spuneți, cum vi s-a părut filmul? Wow, nu credeam că o să mă sperie atât de tare la filmul ăsta. Marius, a fost o plăcere să mergem la film cu tine. Ai fost la fel de treabă, ai fost la fel de treabă ca și la petrecere. Sper să ne mai vedem. Și eu la fel, băieți. Adică chiar îmi place să ies în oraș cu voi, având în vedere că este un nou oraș, Pixel City. Eu zic că e bine să ai prietenii noi până la urmă. Da, Marius, Andreas are dreptate. Chiar ești o persoană mișto și 100% o să ținem legătura. Noi acum o să mergem acasă, că s-a făcut destul de târziu. Seară faină. Bun, fețe, ne-am auzit și fiți atenți, băieți. Deci dacă vă mai aduceți aminte ce am vorbit cu voi înainte de film, însă vreau să o invit pe Andreuța la mine. Până la urmă, boys, este un, nu știu, nu mai vine acolo pe la mine, poate ne uităm la un film, poate facem ceva la alt film, știi ce zic? Dar na, numai așa să-mi vadă și mie căsuța, să-i explic cu ce mă ocup, pentru că până acum nu am zis că sunt YouTuber, iar setup-ul meu, fac anumite show-uri de-astea, avem și o piscină, boi, știți că am și piscină, adică sunt șmecher rău de tot, hai să o întreb, let's go! Îmi iau inima în dinți, îmi iau postura de mascul alfa și să vedem care e treaba. Andreuța, ți-a plăcut filmul? Auzi, am și o întrebare la tine. Ai vrea acum să comand un taxi și să mergem la mine, să-ți prezint casa mea? Pentru că eu m-am mutat de maxim o zi în orașul ăsta și am o casă super mișto și dacă te interesează am și piscină, deci grijă mare. Hi-hi-hi, mi-ar face plăcere enormă să văd unde locuiești, așa o să aflu și chestii noi despre tine. Hai, de ce mai aștept să comandă un taxi? Let's go, boys, am dat lovitura. Hai să comandăm un taxi și să vedem care-i treaba. Frați și surori, tocmai ce am ajuns la mine acasă cu Andreuța și după cum puteți vedea, boys, deja se face seară, adică am stat destul de mult la film, însă nu o să vină să credeți cu cine tocmai ne-am întâlnit. Hopa, cu Alina și cu Tudorica. Ideea e că bănesc că acum Alina o să plece de el sau ceva de genul. O să văd că erau la mașină, așa că o să mă duc să-i salut, o să fiu foarte, foarte politicos. Hai să vedem care-i treaba, ce faceți băi, ce zici băi Tudorica? Hopa, Marius, văd că ești pus pe treabă. Cine e noua ta prietenă? Noroc de tine, omule, da? Ok, încă nu e prietena mea, încă nu e. Mie, momentan, boys, vreau să vă spun așa că am un crush pe Andreuța. Adică, nu știu, din câte mi-a spus ea, băi, efectiv avem interese comune și ne plac aceleași chestii, e foarte, foarte mișto. Alina, ți-o prezint pe Andreuța, care stă chiar acolo, care este noua mea prietenă. Marius, cine e aia? Adică mă așteptam să ai gusturi, în fine. Nu știu de ce am avut așteptări, treaba ta. Boi, Alina, ești supărată? Băi, what? Efectiv, mi-a zis, mă așteptam să ai gusturi. Boi, cumva Alina este geloasă că eu mi-am găsit o nouă prietenă? Ok, băi, Alina, ai grijă de gacicul tău, de Tudorica, că tu stai acolo, știi ce zic. În fine, Andreuța, hai să intrăm înăuntru. Hei, ăia sunt prietenii tăi, am văzut că fata aia se uită urul la mine, cred că te place, da. Hai, e o poveste mai lungă. În taxi mi-ai spus că ești YouTuber, da, i-am zis. Wow, cât de tare, ce job mișto. Parcă cu cât îmi povestești de tine mai mult, îmi place, gen, parcă cu cât îmi povestești de tine mai mult, îmi place și mai mult de tine. Poate e reciproc, hi-hi-hi. Poate, nu știu ce. Hai să intrăm înăuntru. Da, hai să intrăm. Bun, fraților, eu să mă pun acum să-i prezint casa Andreuței, vedem ce mai facem noi și ne auzim în a treia zi de Minecraft Pixel City. Astăzi chiar a fost o zi bună unde mi-am făcut o nouă prietenă, practic. Ok, momentan este crush-ul meu, însă nu știu, vedem ce ne rezervă viața, practic.